Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune, Omul între cer și pământ. Pentru că am început să vorbim despre coloană, m-am gândit ca în această emisiune să încheiem într-un fel emisiunile dedicate coloanei și să vorbim despre coloana lombară. Însă, dacă stăm bine să ne gândim, coloana vertebrală este pilonul central al organismului, tabloul de siguranță, axul central și, nu întâmplător, meridianul vezicii urinare, care trece de o parte și de alta a coloanei la două degete distanță, și meridianul vas guvernor, care trece chiar prin apofizele spinoase ale vertebrelor pe mijlocul spatelui, precum și meridianul Chiang Mai, care este practic meridianul sursă și care trece chiar prin interiorul măduvei. Iată, sunt axe și elemente centrale. Meridianul vezicii urinare conține în el punctele șudorsale, se numesc, adică tabloul de siguranță pentru toate organele interne. De aceea, menținerea elasticității coloanei vertebrale, menținerea sănătății și a echilibrului, înseamnă și menținerea unei stări bune de echilibru la nivel sufletesc, la nivel emoțional, la nivel fizic. Și interesant este că dacă ne gândim la drumul vieții, drumul vieții îl urcăm treaptă cu treaptă, așa cum se întâmplă de fapt ca și energia să urce treaptă cu treaptă de-a lungul coloanei, ajungând la nivelul creierului, unde, să spunem, civilizația modernă ne învață că mintea reprezintă cârmuitorul suprem. Iată că în civilizația chineză gândirea este un subiect mult mai profund, să spun așa, decât ar părea la prima vedere, pentru că noi nu gândim doar cu creierul, gândim cu fiecare celulă a corpului nostru. Și mai mult decât atât, spun taoiștii că noi gândim cu inima, pentru că inima are o rațiune ei de a fi, o rațiune care este, practic, cum spun chinezii, inima este împăratul organismului. Nu întâmplător, inima este protejată de coloană și de cutia toracică, este apărată ca acolo în interior ea să-și poată face funcția netulburată și neperturbată. Sigur că această apărare este în special față de elementele exterioare, pentru că față de elementele interioare nu există o apărare foarte bună, însemnând că noi suntem vulnerabili în fața emoțiilor. Desigur, de multe ori se pune întrebarea dacă emoțiile pe care le simțim sunt bune sau nu sunt bune. Spun înțelepții taoiști că nici noi nu putem să trăim fără emoții, nici emoțiile nu pot să trăiască fără noi. Suntem așadar necesari unii altora. Însă oamenii de multe ori ar dori să devină, în ghilimele, nesimțiți, adică să nu mai simtă nimic, lucru care nu este în acord cu armonia Universului, pentru că, indiferent cum am reacționa la faptele de pe drumul vieții, întotdeauna vom avea o încărcătură emoțională. Și încărcătura emoțională înseamnă, evident, emoții, iar aceste emoții ne permit ca noi să ne relaționăm și să ne integrăm în viață, să ne adaptăm ritmului vieții. Adaptarea la ritmul vieții este necesară pentru întreg corpul nostru, pentru că, așa cum omul doarme noaptea și ziua stă treaz, tot la fel organele noastre au pe 24 de ore un orar de funcționare care le este necesar, pentru că nimeni nu ar putea să funcționeze la o capacitate maximă permanent. Dar în ceea ce privește gândirea, noi gândim cu ficatul. Pentru că ficatul ne ajută pe acea porțiune de gândire care înseamnă elaborarea planurilor și a strategiilor. Deci, iată, ficatul este un bun manager, mai mult decât atâta, este ca un general de armată. El ne ajută să ne ducem la împlinire planurile, ne ajută să le și vedem, să le anticipăm cu ochii minții
Și mai mult decât atâta, spiritul acela hun care se regăsește la nivelul ficatului este cel care ne reîmprospătează energia spirituală pentru ca în fiecare zi să o putem să o luăm de la capăt. Ideograma care reprezintă vezica biliară este asemănătoare unui cuțit care taie. Deci există un început în toate lucrurile și semnalul începutului îl dă în corpul nostru vezica biliară. Gândim și cu inima, pentru că aici, la nivelul inimii, se integrează întreaga structură a organismului care ține de partea de credință, partea de spiritualitate, partea de sensibilitate, partea de emoție, partea de iubire, pentru că, se știe, inima este corelată cu iubirea, acceptarea și iertarea. De fapt, vezica biliară este situată în ierarhia organelor interne imediat sub inimă. Este atât de important în filozofia și medicina taoistă încât, fără a exista vezica biliară, organismul nostru nu ar avea acel sistem tampon care se interpune între noi și mediu. Practic, toate emoțiile ar avea cale liberă pentru a intra în organism. Așa se întâmplă că după un număr de ani de stres, de supărări, facem pietre pe vezica biliară, trebuie să ne operăm sau poate să o reglăm prin acupunctură ca să nu ajungem să facem astfel de lucruri. Pe de altă parte, însă, inima este sediul bucuriei. Și aici noi gândim cu inima pentru că pentru a ne bucura avem nevoie, pentru a ne gândi cu adevărat, avem nevoie de această bucurie interioară. Viața înseamnă și prezența bucuriei. Gândim și cu spina și cu pancreasul și aici gândim într-adevăr profund, ba uneori chiar despicăm firul în patru, pentru că analiza logică, rațională, care ține cont de argumente și de statistici, se găsește la nivelul pancreasului și a splinei. Nu întâmplător, diabetul este o boală atât de frecventă în secolul în care trăim, pentru că, iată, la un anumit nivel, grijile, frământările, obsesiile, problemele care ne dau târcoale fără încetare ajung să afecteze această structură profundă a organismului, această structură care în medicina chineză hrănește toate celulele de la vârful degetelor până la vârful nasului. Gândim și cu plămânul de asemenea, pentru că, iată, plămânul ne dă ritmul respirației. Ritmul respirației este un element extrem de important, pentru că, iată, ritmul gândirii depinde de ritmul respirației. Respirăm superficial când suntem anxioși, uităm să respirăm când suntem depresivi, ne îngrijorăm prea mult și nu știm dacă vom mai putea respira când avem anxietate, ne gândim dacă respirația va decurge normal când avem îngrijorare, credem că respirația nu se va mai întâmpla când avem obsesii și așa mai departe. Și gândim de asemenea cu rinichii. Pentru că rinichii sunt rezervorul de energie al organismului, sediul voinței, dar și sediul programelor subconștiente. Și aceste programe subconștiente sunt acele programe pe care noi le învățăm din copilărie și care rulează în organismul nostru pe toată perioada vieții. Cu alte cuvinte, este ca și cum, știți povestea aceea cu neghiniță, care stătea în urechea regelui și șoptea ceea ce vrea să facă, exact așa am avea și noi un mic neghiniță în ureche care ne-ar șopti de fiecare dată ceea ce avem bun sau ceea ce avem rău, mai ales ceea ce avem rău la unii oameni funcționează subconștientul și vă dați seama, o voce care ți-ar șopti de milioane de ori același lucru, până la urmă, ar pătrunde undeva în conștientul tău și ar determina ca aceste programe să devină active. Dar, vedeți, rinichiul este legat de fertilitate, este legat de procreere, iar zona de care depinde rinichiul este tocmai această coloană lombară. Nu este întâmplător că baza coloanei este susținută de rinichi, pentru că și viața însăși are ca bază și ca susținere rinichiul. De ce are ca susținere rinichiul? Păi, în primul rând, fertilitatea este dependentă de rinichi. Și așadar, perenitatea, continuitatea, este un fenomen care este asigurat prin procreere, nașterea copiilor, perpetuarea speciei. Iată deci că rinichii prin voință exprimă în primul rând voința de continuitate. Dar, în același timp, această voință, întotdeauna când creezi ceva,
acel lucru nu va rămâne într-o stare imobilă. Va evolua, iar această evoluție se va însoți întotdeauna de o schimbare. Iată deci că rinichiul este implicat în egală măsură în ceva schimbător, ceva neschimbător, ceva dinamic și ceva static. Așa cum sunt, de fapt, toate aspectele în filozofia taoistă, așa cum sunt, de fapt, toate aspectele în viața de zi cu zi. Pentru că, spune înțeleptul taoist, că iluzia începe din momentul în care noi ne naștem în această lume. Pentru că cred că eu și cu cel de lângă mine suntem persoane diferite. Cred că bucuria și tristețea sunt lucruri diferite. De fapt, totul este o problemă de corelare, o problemă de interpretare, o problemă de gândire duală. Gândirea duală spune că întotdeauna alb și negru, întotdeauna bine și rău, întotdeauna învingător și învins. Gândirea unitară spune, înțeleptul, că trece dincolo de aceste aspecte și știe că există o singură sursă. Chiar Zhuang Zi, unul din filozofii de bază ai taoismului, spune că, vorbind despre suflul divin, despre Duhul Sfânt, spune că vântul, care este suflul acesta divin, este cel care însuflețește toate lucrurile. Pietrele șuieră când trece vântul, grânele se unduiesc când bate vântul, frunzele copacilor tremură când bate vântul. Iată, totul capătă glas. Când încetează vântul să bată, când se retrage acest suflu divin care el determină toate aceste mișcări, totul devine nemișcat, deși noi știm că vântul există undeva acolo, vântul există până și în noi și știm că la un moment dat o să bată. Cunoaștem că există această prezență. În corpul nostru există chiar puncte în acupunctură, cum sunt vezică biliară 20, punctele de la ceafă, cum sunt punctele din centrul omoplatului și a umărului, care sunt puncte care, prin care noi captăm vântul. Vântul este fenomenul care perturbă și dezechilibrează vezica biliară. Vezica biliară, care spuneam că este organul care filtrează toate emoțiile pentru că ele să poată să treacă și să nu le lase să se rostogolească în organism. Dar vedeți? Vezica biliară simbolizează lemnul din organism și nu întâmplător vântul adie ca să modifice lemnul. Deci vântul este o provocare pentru viața noastră, vântul schimbării. Fiecare anotim vine cu un vânt de schimbare, fiecare întâmplare economică, socială, politică vine cu un anumit vânt al schimbării. Dar vântul acesta te antrenează. Te antrenează să rămâi maleabil, te antrenează să fii flexibil, te antrenează să fii adaptabil. Pentru că degeaba ești puternic, degeaba ești înalt, așa, ca un brad puternic, dacă nu ești și maleabil, te rupi. Vântul te va rupe și te va elimina. Pe de altă parte, însă, la nivelul acesta al coloanei lombare, coborâm, deci, în adâncimea ființei, coborâm în subconștientul nostru și coborâm chiar și dincolo de acest subconștient, pentru că, iată, între cei doi rinichi, la un nivel, cum să spun, profund al ființei, acolo unde se scrie soarta și destinul, la acel nivel se găsește undeva în zona punctului lombar 2, vas guvernor 4, se găsește Mingmen. Mingmen este, practic, locul unde suntem injectați cu combustibilul pentru această viață, locul unde se întâlnește rinichiul stâng cu energia masculină, cu rinichiul drept cu energia feminină, este poarta strămoșilor. Este un punct de inflexiune extrem de sensibil, care se găsește aici, la baza ființei, un punct de inflexiune care face legătura cu strămoșii și ne pune pe umeri responsabilitatea de a continua, din punct de vedere spiritual, această linie de gândire, evident de a o îmbunătăți, de a o modifica și de a o transforma pentru a ne aduce contribuția individuală. În același timp, însă, în afară de această conexiune, este vorba aici și de un anume mandat ceresc, cum vorbesc chinezii,
Pentru că, iată, din multe puncte de vedere, atunci când noi apărăm pe lume, apărăm pe lume datorită golului, datorită spațiului care a fost creat pentru ca noi să putem apărea. Nimic nu apare pe această lume fără a exista un gol care să-l primească. Până și roata are nevoie pentru butucul ei de un gol care să-i dea un sens pentru ca roata să se poată învârti. Altfel nu am cunoaște mișcarea prin roată. Roata fiind rotundă, simbolul cerului, a ciclicității infinite. Iată deci că la acest nivel primim acest mandat ceresc, ceea ce ar trebui să facem noi în această viață, care este misiunea, care sunt lecțiile noastre, care este această parte a destinului. Sigur că în momentul în care spun taoiștii trăiești o viață lungă și trăiești numărul de ani care ți-a fost dat, asta înseamnă că ai adus mandatul cerului la îndeplinire. Iată că în această aducere la îndeplinire a mandatului ceresc nu se vorbește atât de mult despre funcții, despre bani, despre preamărire, despre lucruri care ar face drumul mai frumos din punctul nostru de vedere uman. Filozofii taoiști spun chiar că toate aceste lucruri, de fapt, sunt niște false probleme, pentru că ele ne îndeamnă să ne scurtăm durata vieții, să ne epuizăm mult mai repede decât ar trebui să o facem. Și atunci, sigur, vom putea realiza unele lucruri, dar plătind o dobândă într-un număr de ani. Iată deci că mandatul acesta ceresc se manifestă în noi, pentru că noi avem o natură născută. Această natură născută este dotarea pe care ne-a dat-o divinitatea când am apărut în această viață. La dotarea născută apare dotarea pe care o putem aprofunda, o putem învăța, putem adăuga straturi, straturi, pentru a ne diferenția și pentru a ne defini ca ființe complexe. Până la urmă, Universul, atunci când ne dă acest mandat, ne dă și o independență și iluzia separării, pentru că niciun om, nicio ființă nu ar putea să evolueze în această dimensiune în care trăim dacă n-ar avea conștiința timpului, dacă n-ar avea conștiința spațiului. De exemplu, este cunoscută celebra parabola lui Zenon, care spune că un arcaș, atunci când va trimite o săgeată spre o țintă, săgeata va parcurge prima dată jumătate din distanță, dar și această jumătate va putea fi împărțită într-o altă jumătate și această jumătate într-o altă jumătate, diviziunea continuând la infinit, săgeata nu va ajunge niciodată la țintă, pentru că mereu va mai avea de parcurs o altă jumătate, o altă jumătate, o altă jumătate. Interesant este că peste ani, Zhuang Zi, acel filozof din taoism, vine și dă o replică acestei parabole, pentru că arta trasului cu arcul este modalitatea prin care se poate atinge o țintă, o modalitate care înseamnă definirea unui obiectiv, dar vedeți, dacă pentru noi europenii atingerea unei ținte înseamnă să încordezi un arc, să creezi o tensiune într-o coardă pentru ca săgeata să se ducă și să atingă ținta, pentru taoiști ținta este un simbol al vidului. Este un loc în care energia, în care universul se concentrează și din care ulterior și radiază o anumită cantitate de energie. Și atunci, acea țintă este ca un fel de gaură neagră care, ca un vid, care un punct, care absoarbe în ea săgeata pe care o trimitem. Iată că, deci, nu săgeata prin propria ei voință, vezi, voința trăgătorului ajunge acolo, ci, de fapt, însă ținta creează săgeata. Este o modalitate cu totul diferită de felul în care vedem noi această modalitate. S-ar pune întrebarea în filozofia taoistă dacă, de exemplu, trăgătorul trebuie să atingă ținta. Dacă trebuie să atingă acea țintă în acel moment,
pentru că poate voința Universului este ca el să nu atingă acea țintă în acel moment. E bine să atingi ținta în momentul potrivit. Aceasta înseamnă să te afli pe calea și aceasta înseamnă principiul non-acțiunii. Non-acțiunea înseamnă să acționezi atunci și în acel mod și în acel moment în care Universul așteaptă ceva de la tine. Și atunci, pentru a nimeri ținta potrivită, de fapt, pentru a te lăsa absorbit în acea țintă, acest lucru este foarte asemănător cu ceea ce se întâmplă în acupunctură. În acupunctură, nu acul înțeapă punctul, ci punctul cheamă acul, pentru că punctul, acea stare de vid, este în legătură cu modul în care gândește pacientul, este în legătură cu toate acele organe care îi formează modul lui de gândire și se constituie într-o constelație de tulburări care alcătuiesc o configurație energetică care practic se oferă spre contemplare medicului acupunctor, care în acest fel va înțelege care este acel mandat ceresc și modul în care el va putea să-l ajute pe pacient pentru a-și aduce la îndeplinire acel mandat ceresc, nu cum crede pacientul, nu cum crede medicul, ci așa cum crede divinitatea. Este sigur un proces de dezvoltare și un proces de evoluție spirituală. Pentru a face însă alegerile corecte, întotdeauna este vorba de o anumită corectitudine. Zheng se numește în filozofia chineză, rectitudine morală și spirituală care are de-a face cu inima. Așadar, poți să faci cele mai frumoase lucruri și cele mai bune, poți să iei cele mai inspirate hotărâri, poți să faci totul dacă această inimă este într-o poziție corectă, iar inima reprezintă focul din organism, focul din organism care este în legătură cu apa organismului și care este în legătură cu rinichiul. Iată de ce, la nivelul acesta al coloanei lombare, această relație de evoluție verticală dintre apă și foc, dintre rinic și inimă, dintre subconștient și conștient, dintre strămoși și viitor, reprezintă calea prin care putem să legăm și prin care putem să înțelegem evoluția. Deci dacă această poziție corectă a inimii nu este centrată, nu este acolo unde ar trebui să fie, evident legată de credință și spiritualitate, atunci în numele credinței vom putea face multe lucruri rele sau vom putea face multe lucruri bune care vom credea că sunt bune, dar ele de fapt sunt fundamental greșite pentru că pleacă și continuă pe un drum greșit. Astfel se face că, coborând pe coloana vertebrală, ajungem în această zonă lombară unde ne întâlnim cu strămoșii noștri, ne întâlnim cu programele care le moștenim din generație, ne întâlnim cu fricile noastre pe care va trebui să învățăm să le depășim, evident, după o scurtă pauză. Iată-ne deci ajuns și în locul în care ne întâlnim, ne confruntăm cu fricile și una din fricile cele mai frecvente este frica de a ne pierde controlul, frica de a nu fi suficient de buni, frica de a nu face ceea ce trebuie, frica de dispariție și așa mai departe. La nivelul vertebrei lombar 1, iată, prima vertebră lombară, aici se întâlnește hexagrama Zen cu hexagrama Qian, adică se întâlnește tunetul cu cerul. Iată deci că divinitatea se exprimă la acest nivel, punctul 3 focare 5 cu splină pancreas 4. Dintr-un anumit punct de vedere, această vertebră are o funcție extrem de importantă pentru că este și punctul și dorsal al meridianului 3 focare. 3 focare reprezentând spiritul, cuvântul divin care acționează în noi, reprezentând metabolismul, reprezentând hipofiza anterioară, glanda endocrină șefă, cea care reglează întregul sistem endocrin. Deci, iată un punct extrem de important pentru reglarea metabolismului și reglarea greutății corporale. Mai mult decât atât, este un punct important
pentru modul în care noi ne percepem imaginea corporală. Pentru că între cer și pământ, cuvântul divin vine să ne modeleze. Știți, un fierar, spune înțeleptul taoist, la un moment dat a topit un metal și a vrut să-l toarne într-o anumită formă. Și când să facă acest lucru, fierul s-a revoltat și a spus, de, nu vreau să fiu turnat în această formă, ci vreau să fiu turnat în altă formă. Cam așa ar fi și cu oamenii care ar vrea să-i spună creatorului care este forma cea mai potrivită, care cred ei că ar fi forma cea mai potrivită pentru a fi turnați într-o anumită formă. Trei focare, deci, este meridianul care, practic, restabilește legăturile noastre cu exteriorul. Ne face să ne echilibrăm în interior, să ne iubim în interior, pentru a avea relații, o bună relaționare cu exteriorul. Iar această bună relaționare cu exteriorul ne dă o anumită mândrie, o anumită energie, un anumit avânt și anumit entuziasm pentru a ne reîntoarce la origini, pentru a ne cunoaște foarte bine, dar și pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm și să ne realizăm acel potențial maxim de care am vorbit. Interesant este că în ceea ce privește corespondențele pe punctele de acupunctură, această vertebră lombară 1 are conexiuni extrem de importante cu meridianul intestinului gros, meridianul vezicii urinare și meridianul vezicii biliare. Intestinul gros, pe lângă că este răspunzător de imunitate, este răspunzător și de acel simț al dreptății, simț al justiției, intoleranța la nivelul nedreptății, dar intestinul gros este implicat și în acea parte de cunoaștere prin meditație, prin intuiție. Așadar, să lăsăm ca informația să vină la noi, nu să încercăm să cucerim noi acea informație. Sigur că dacă vrem să reglăm structura și funcționarea digestivă a organismului, iată că este una din vertebrele care se pretează la o acțiune prin acupunctură sau prin masaj, dar este legătură, iată, și cu, vedeți, vezica biliară este importantă pentru că ea își bagă codița, ca să spunem, și aici, la nivelul acestei vertebre. Vezica biliară este un organ care, cum spuneam, reglează temperamentul și curajul de a lua decizii. Așadar, intestinul gros ne oferă o perspectivă, ne spune situația este următoarea, legea sună cam așa, s-a făcut dreptate sau nu s-a făcut dreptate, trebuie să luăm o măsură. Ca să luăm o măsură, e nevoie pentru această măsură de acea rectitudine morală a inimii, care este garantul că ceea ce facem este corect, dar și o decizie pe care nu o putem lua decât dacă vezica biliară funcționează corect. Vezica biliară face parte din organele goale, acele organe care nu stochează energia, ci doar o prelucrează și o transmit mai departe. Așadar, ne ajută să ne deschidem, să ne eliberăm, dar tot în aceste organe țang intră și cealaltă vezică, vezica urinară, care iarăși și are corespondențe în această vertebră lombar 1. Vertebra, meridianul vezică urinară este extrem de important pentru că el începe la ochi, lângă unghiul unghial intern. Și acest unghi este practic, să spunem, unghiul din care privim noi viața. Ne menținem sau nu verticalitatea, suntem rigizi sau suntem elastici, putem avea o deschidere pentru a vedea dincolo de ceea ce vedem doar cu ochii fizici, putem fi mult prea mândri, mult prea încrezători, mult prea rigizi, putem fi prea egoiști, putem să avem o părere mult mai bună decât noi sau putem din contră să fim umiliți, încovoiați și să nu înțelegem cu adevărat că fiecare ființă merită a fi iubită și respectată prin faptul că reprezintă o parte a creației, așa cum fiecare din noi suntem. Mai mult decât atâta, un tăietor de lemne cu ucenicul lui mergeau printr-o pădure și se uitau la doi copaci, unul strâmb, unul drept. Iată, deși cel drept era mult mai frumos, cel strâmb, pentru el, urâcenea era mult mai de folos, pentru că
cel drept nu putea să aibă o viață lungă. Tăietorul de lemne oricând îl prefera pe el pentru a face o barcă, un dulap și așa mai departe. Pe când din cel strâmb, neputând să-i dea nicio folosință, el urma să aibă o viață lungă și îndelungată. Și chiar a doua zi, acest copac strâmb îi apare în vis ucenicului și îi spune: cine sunteți voi, niște oameni, așa strâmb și imperfect, la fel de strâmb și de imperfect ca și mine? Iată, două lucruri care sunt create de divinitate. Eu un copac, tu un om, cine sunteți voi ca să mă judecați pe mine? Cine sunteți voi ca să pătrundeți tainele? Eu a trebuit să muncesc multă vreme pentru a-mi desăvârși urățenia. Și numai când am desăvârșit-o la un nivel atât de înalt, am ajuns să trăiesc vreme îndelungată sub cer, pentru că nimeni nu a venit să mai întulbure viața cu lucruri frumoase, zornăitoare, dar care mi-ar fi adus pieirea. Asta este foarte asemănătoare cu altă parabolă, parabola împăratului care a primit la palatul lui în vizită un pescăruș și și-a întrebat sfeznicii dacă pescărușul respectiv are vreo legătură cu strămoșii, și când răspunsul a fost afirmativ, el s-a gândit ca semn de preamărire pentru strămoșii lui să-l invite pe pescărușul respectiv la un banchet în care s-a cântat, s-a băut, s-a mâncat mâncăruri alese, dar după 3 zile pescărușul a murit de foame pentru că pentru el muzica și mâncărurile nu reprezentau absolut nimic, el având nevoie de libertate și de un alt fel de mâncare. Ei, vezica urinară, deci, ne învață să ne menținem corectitudinea, mândria și decizia la un nivel optim. Pentru că vezica urinară este apa yang din organism, este perechea rinichiului, care este apa yin din organism. Iată așadar că avem o apă vie și o apă moartă. Se numește vie pentru că acea parte din anotimp în care se face practic trecerea insesizabilă de la un anotimp la altul este iarnă-iarnă și dintr-o dată vine căldura. E acel moment important și astronomic, evident, vorbim și de echinocții, vorbim și de solstiții, iată, acel moment este ca un fel de pantă. Până la acel punct avem o apă moartă, o apă care simbolizează retragerea în interior, o apă care simbolizează până la urmă autocunoașterea. Și apoi urmează apa vie, care este reprezentată în corpul nostru de vezica urinară, apa aceasta care face să înflorească întreaga structură, pomul vieții, dacă vreți să-l definim așa, este acea rețea de meridiane care înconjură coloana vertebrală și el înflorește de fiecare dată în momentul în care apa și cu focul sunt în echilibru în corpul nostru. Dar este o tentație aici pentru că apa yang, yangul înseamnă dorința de schimbare și puterea de inițiativă. Inițiativa este, din punct de vedere al taoiștilor, dăunătoare, exceptând cazul în care noi acționăm în conformitate cu situația, anotimpul, ora și perioada din zi sau situația respectivă, așa cum s-ar aștepta cerul sau divinitatea de la noi să acționăm. Și atunci aceasta s-ar numi non-acțiune. Restul celorlalte inițiative prin care noi oamenii acționăm în virtutea unor factori, că ne place, că nu ne place, că e bine, că e rău, acestea sunt factori pur subiectivi determinați de mintea dihotomică, de mintea duală, care ne fac să acționăm în virtutea unor interese și nu în virtutea unei căi spirituale. Cheile genelor care sunt legate de vertebra lombar 1, cheia 25, este iubire, acceptare și contractare. Vedeți, contractarea se referă la acel fenomen prin care, la un moment dat, omul încearcă să elimine tot ceea ce nu este bun până se strânge într-un ghem care reprezintă esențialul din ființa lui. Evident că în acest proces în care renunță la tot ceea ce nu este de folos și credea că este de folos, trebuie să învețe să se accepte așa cum este. A-i accepta pe ceilalți înseamnă, în primul rând, o problemă de a te accepta pe tine însuți, așa cum ești, așa cum ai fost creat. Pentru că, indiferent de cum ai fost creat, ai fost creat bine, indiferent de cum te hotărăști să folosești ceea ce ți-a fost dat prin această creație, folosința va fi înspre binele tău. Sigur că ai acea libertate de a alege diferite variante de a face un lucru,
care te vor duce pe un drum mai ușor sau mai greu. Punctul final, dacă omul era dat să ajungă de la muntele respectiv la mare, tot la mare va ajunge. Și termenul final, iubirea. Iată că, deci, unul din vertebrele unde ar putea să simțim fiorul iubirii este vertebra lombară 1, care este în legătură cu meridianul și cu organul 3 focare, deci cu suflu divin. Nu ne referim aici la acea iubire, la acel foc pământesc, cum spun taoiștii, ci la focul ceresc, cel care Prometeu l-a furat din cer, pentru că focul pământesc cu care se gătea era cunoscut de mult. Era încercat să fure focul ceresc, acela care implică o cunoaștere a sufletului omului și, vedeți, a fost pedepsit prin faptul că vulturul mânca din ficatul lui, ficatul care găzduiește spiritul Hun, spiritul Hun care ascensionează pe perioada somnului la cer pentru a face legătura și în a reîmprospăta sufletul în fiecare zi. Pline de învățăminte aceste legende și aceste mituri. Vertebra lombară 2. La nivelul vertebrei lombare 2 se întâlnesc cele două trigrame, muntele și apa. Iată, deci, este o situație interesantă pentru că muntele, cât este el de puternic, muntele înseamnă starea de liniște, starea de stabilitate. Cât este el de puternic, iată că poate fi măturat la un moment dat de apă și poate să fie șubrezit de acest lucru. Chiar e o parabolă foarte interesantă. La un moment dat, un duh care guverna o zonă foarte mare a văzut pe un bătrânel și cu niște copii care se duceau să facă ceva la un munte. Și a întrebat duhul, ce vreți voi să faceți acolo? Păi noi vrem să învingem acest munte. Păi cum vreți voi să învingeți acest munte? Păi să săpăm un culoar, un canal, un tunel prin el ca să ajungem în partea cealaltă. Ha, ha, râse duhul, păi vedeți ce prost sunteți. Păi o să muriți cu mult timp înainte să ajungeți să faceți chestia asta. Dar îi spune bătrânul, ba prost deci tu, pentru că copiii mei vor avea copii și la rândul lor copii și la rândul lor copii și dacă toți acestea vor lucra împreună, vor reuși să ducă la bun sfârșit această muncă titanică. Deci, vertebra lombară 2, punctele de comandă, vezică urinară 62 cu pericar 6. Iată, deci pericardul 6, vama internă a sufletului. Iată că ne aflăm aici, la nivelul vertebrei lombar 2, la polul opus. 3 focare 5, pericar 6. Vama externă a sufletului, vama internă a sufletului. Am trecut din zona de acceptare și integrare față de exterior în zona de acceptare a interiorului. Și nu este întâmplător că acest punct este exact punctul sudorsal al rinichiului, acela în care ne confruntăm cu fricile noastre. Dacă la lombar 1 simțim iubirea, la lombar 2 simțim cu siguranță frica, frica pe care va trebui să învățăm să o învingem și mai mult decât atâta va trebui să învățăm să o folosim. Căci una este să fii precaut și calculat, alta este să-ți fie teamă. De fapt, temerile noastre vin dintr-o poziție incorrectă a inimii. Iată, din nou ne reîntoarcem la acel termen, care probabil va merita o emisiune pentru a fi explicat. Și iată că, mai mult decât atâta, dintre corespondențele, dintre punctele de acupunctură, avem aici ficatul 8, punctul de tonifiere al ficatului. Deci iată că se știe pe legea celor 5 elemente, apa, elementul de apă, este mama lemnului, apa hrănește lemnul. Așa cum dacă punem apă la rădăcina unei plante, ea crește. Iată deci că punctul acesta care guvernează energia rinichiului, care este legat de fertilitate, de procreere, de teamă, de voință, de sfera genitală, de prostată, de uter, de durerile de picioare, de herniile de dis din zona lombară, asta ca să dăm câteva exemple fizice palpabile, iată că hrănește ficatul. Deci dacă vrem ca ficatul să funcționeze bine, ar trebui ca vertebra lombară 2 să fie bine așezată în corp. Și la fel, dacă această vertebră nu este bine așezată în corp, putem suspecta că undeva în circulația energetică la nivelul organismului, mai ales în zona ficatului, există sau vor exista probleme. Punctele care corespund de asemenea vertebre lombare 2 sunt puncte de pe meridianul intestinului subțire, stomacului și 3 focare. Iată că este un punct care
având legătură cu intestinul subțire și stomacul, ne arată că trebuie să învățăm să digerăm, să înghițim, să asimilăm fricile despre care vorbeam, pentru a putea să ne ridicăm la un nivel spiritual superior. Eliberare, dinamism și provocare sunt cele trei chei spirituale care au legătură cu vertebra lombară 2. Iată că orice lucru care ni se întâmplă nu trebuie să-l privim ca pe un ghinion, ci trebuie să-l privim ca pe o lecție, ca pe o provocare pentru a ne dezvolta și pentru a afla lucruri noi pe care altfel nu le-am putea să le aflăm. Evident că acest lucru va duce la un dinamism foarte frumos al vieții. Niciodată nu vom simți că dăm înapoi, că stagnăm, ci din contră că vom continua să evoluăm. Iar această evoluție va culmina în cele din urmă cu eliberarea, eliberarea de frici, eliberarea de gândurile negative, eliberarea de, până la urmă, lucrurile care nu ne lasă să ne dezvoltăm potențialul care îl avem în noi, potențial care există acolo și pe care ne-l sabotăm singur, plângându-ne apoi cât de grea este viața. Vertebra lombară 3, aici avem o singură trigramă, hexagramă corespondentă, muntele. Iată deci că în miezul vertebrelor lombare există ceva de neclintit. Există o liniște. Nu, când urcăm pe un munte, suntem în liniște, în pace, suntem departe de lumea dezlănțuită, suntem stabili, suntem de neclintit, privim soarele care lăsare, ne umple inima de bucurie, ne cunoaștem sufletul mai bine, descoperim bunătatea, descoperim altruismul. Punct care corespunde pericard 6, punct cheie de pe meridianul Inwei Mai, este cel care deschide calea pentru a trata și tulburările legate de ritmul cardiac, hipertensiune, palpitații și așa mai departe, dar și tulburările, de exemplu, legate de uter și legate de prostată și, în ultimul rând, acele tulburări emoționale care țin de anxietate și depresie. Punctele care corespund acestei vertebre, intestin subțire și trei focare. Iată, în continuare, continuă leitmotivul digestiei și a asimilării la un nivel spiritual superior. Cheile genelor, stres, autocontrol și nemișcare. Deci, până la urmă, stresul este un lucru care face tot timpul parte din viața noastră, nu putem să scăpăm de el, dar putem să avem un autocontrol bun pentru a reuși să ne adaptăm mai bine. Iar atunci când această adaptare funcționează perfect, suntem exact ca acei sportivi care se află în plin efort sportiv, au trecut de prima fază de încălzire și toate mișcările le ies ușor, cursiv, fluid, cu toate că efortul este destul de intens. Despre această stare de nemișcare, chiar în condiții de stres, este vorba. Vertebra lombară 4, iată la acest nivel cheia numărul 53, o combinație dintre hexagramele gen și sun. Așadar avem aici vântul și muntele. Vedeți? Muntele este prezent la nivelul coloanei lombare, pentru că coloana lombară este ca un munte pentru organism, o structură extrem de solidă pe care trebuie să se constituie întreg eșafodajul și întreaga structură a ființei noastre, atât din punct de vedere mental, emoțional, spiritual, cât și fizic. Pericard 6, vezică biliară 41. Iată că această vertebră lombar 4 are legătură cu meridianul centurii, acel meridian care trece prin brâul nostru și care reprezintă cufărul cu comori, despre care am vorbit la lansarea cărții, cufărul cu comori în care noi depozităm toate lucrurile bune și toate lucrurile rele, toate trăirile negative și toate trăirile pozitive, direcția vieții, sensul vieții, scopul vieții, precum și lucrurile care s-au depus ca niște traume și ne trag înapoi. Și au legătură, evident, cu meridianul vezică biliară, vezică biliară care are nenumărate puncte la nivelul capului, deci iată o legătură puternică între durerile de cap și vertebra lombară 4. Punctele care corespund sunt de pe meridianul intestin subțire, plămân, trei focare. Iată că suflul acesta, vântul care caracterizează vezica biliară, intervine în a ne regla partea de respirație fizică, partea care ne va duce la o bună cunoaștere, la o cunoaștere prin intuiție și în același timp la o dezvoltare a unui
element de acceptare, a accepta fără tristețe, a accepta cu bucurie tot ceea ce viața îți pune în față ca o lecție pe care trebuie să o învățăm. Cheile genelor care sunt legate de vertebra lombară 4, imaturitate, expansiune și supraabundență. Imaturitatea se referă exact la această incapacitate de a nu putea să accepți la un moment dat anumite lucruri pentru că tu consideri că cerul nu are dreptate și tu ești cel care are dreptate. Evident că în momentul în care reușești să primești tot ceea ce ți se întâmplă cu bucurie, sufletul tău nu va mai fi un suflet izolat. Va aparține lumii și tot ceea ce aparține lumii va primi tot ceea ce are lumea. Și acest lucru va duce la o supraabundență, ceea ce numesc înțelepții fenomenul de sincronicitate sau cere și ți se va da, bate și se va deschide. Și terminăm cu vertebra lombară 5, baza bazelor, ca să spunem, locul unde se întâlnesc trigramele apă cu pământ. Iată un amestec solid, pentru că aici avem nevoie de acele elemente, apa curge în locul cel mai de jos, este simbolul umilinței, a forma vaselor în care este pusă, pământul este simbolul supunerii, al ascultării, al smereniei. Iată că în punctul final al coloanei noastre, din ceea ce privește vertebrele lombare, învățăm că supunerea, ascultarea, smerenia sunt lucruri care ne pot ajuta să ne realizăm cu adevărat și numai aceste lucruri ne vor putea duce să facem o adevărată dreptate, să împărțim dreptatea pe pământ, pentru că este punctul sudorsal al intestinului gros, cel care se ocupă cu dreptatea. Și numai în felul acesta vom putea să cunoaștem realitatea dincolo de aparențe, acea realitate care o putem cunoaște prin intuiție. Pentru că intestinul gros, nu întâmplător se prescriu anumite perioade de post și de restricție alimentară, pentru că pe perioada postului intestinul gros trebuie să fie liber de toxinele alimentare care altfel pot să creeze probleme în stările meditative. Iată deci că frica aceea pe care am învățat să o învingem, să o controlăm, să dominăm, vine la acest nivel, la nivelul vertebrei lombar 5 și vine să fie integrată ca un motor în organismul nostru, pentru că e vorba de perechea vezică urinară 62 din X6, cele două pante, yang și yin, ale apei din organismul nostru. Iată, frica care ne trăgea în spate la nivelul urinicului poate fi transformată la nivelul vezicii urinare într-o adevărată lumină care va urca până la ochii, până la creierul nostru și ne va arăta modul în care noi ne putem verticaliza ca ființe și vom putea trata, evident, și problemele care țin de fertilitate, dureri de coloană, infecții urinare și așa mai departe. Punctele care corespund, stomac, ficat și rinichi. Deci iată că avem de-a face în acest punct cu partea aceasta de digestie, cu adevărat, de la stomac până la intestinul gros, refacerea și regenerarea ficatului și mai vine să fie întărit încă o dată mesajul acesta al rinichiului, pentru că rinichiul este un element care asigură, cum spuneam, stabilitate, continuitate și schimbare, stabilitate în continuitate, stabilitate în schimbare. Este unul din punctele care, dacă folosim în acupunctură aceste puncte, ne învață modul în care putem să trăim o schimbare și ne învață cum să înțelegem cu adevărat faptul că viața nu este nici dreaptă, nici nedreaptă, ci ea pur și simplu există. Cheile spirituale care au legătură cu vertebra lombară 5, separare, călăuzire și virtute. Cum spuneam, la un moment dat, pentru a experimenta viața, trăim acest sentiment de separare pe care ajungem să-l considerăm unul normal, firesc și care chiar ne dereglează organismul în asemenea măsură și ne face inima să fie îndurerată și tristă pentru că, iată, ne simțim separați de lume și cumva părăsiți, cumva abandonați. Evident că unii oameni își caută o călăuzire în aceste situații, unii în adevărați maestri spirituali, unii în falsi maestri spirituali, unii în anumite substanțe. De fapt, adevărata călăuză este în interiorul nostru, este inima noastră, este scânteia aceea divină care reprezintă până la urmă partea aceea de bunătate care ne-a fost dată fiecăruia dintre noi și pe care, dacă reușim să o activăm, vom putea nu numai să ne transformăm pe noi
într-o ființă mai bună, dar vom reuși să transformăm și lumea într-un loc mai bun și mai frumos. De aceea vă doresc și dumneavoastră ca în fiecare clipă să vă puteți transforma în interior și lumea și pe cei de lângă dumneavoastră într-o poveste mai frumoasă care să vă ajute să evoluați împreună spiritual și să transformăm lumea într-un loc mai bun. Vă mulțumesc!